Pavel Slănină este un tânăr din Moldova care a crescut în Spania, iar la 18 ani a plecat să studieze actoria la Hollywood, în Statele Unite ale Americii. Cum a ajuns tânărul moldovean să studieze actoria în America? Ulterior, chiar să și scrie regia unor filmulețe care au fost premiate deja la festivaluri de film, veți afla din reportajul care urmează. Pavel Slănină a visat din copilărie să devină actor. The more comfortable you are with the memory, the easier it's going to be. Every night it's always the same thing. This is a safe place, John. It was dark in the house. I went out for a walk. I heard a terrifying noise inside the house. I went over to see what was going on. I could barely see a thing, but... You're doing great, Sean. It's okay. You don't have to rush. Just take your time. I saw a man. Tall, thin. He was walking towards the living room. I did nothing. I hid in the bushes, watching the stranger watch the family. What happened next? She turned around. The girl. The look on her face when she saw the man. Am făcut legătura peste ocean cu Pavel Slănină, protagonistul filmulețului intitulat sugestiv Adevărul, care a fost premiat deja pentru interpretarea acestui rol deloc ușor. Pavel, salut! Sau bună dimineața mai exact! La voi acum este dimineață? Da. Bine, la noi abia, să zic, e după amiază. Vreau să-mi povestești despre acest film în care ai și jucat rolul principal, dar ai și scris scenariul. Da, eu l-am scris, eu sunt protagonist. Într-o zi mă gândeam la o idee nouă și la un rol care nu o să fie ușor să de făcut. Trebuie o preparare emoțională de înainte și mie asta îmi place, pentru că îmi place când rolul nu-i ușor. E un rol care trebuie de lucrat și trebuie de pregătit bine. I should have done something. I should have helped. Rolul pe care singur și l-a scris este unul dificil, psihologic greu de interpretat, pentru că este vorba despre o mărturisire a unei crime comise, una care poate provoca lacrimi oricui, uciderea propriei familii. I don't want to do this anymore. Sean, we've talked about this. I don't want to remember. You have to. If you ever want to get well, if you ever want to get better, you have to remember. He shot her. He shot the little girl. He didn't care. He kept shooting. He couldn't protect either of them. Familia lui moare și el în fel e un copil și se gândește tipa că nu știe cine a omorât și cine a făcut, dar la urmă acolo se descoperă altceva care e ceva nou și asta se place pe noi, e ceva care se întâmplă zi la zi la toată lumea. Tot cu acest film ai fost și premiat la un festival de profil de acolo din America. Da, aici am intrat la multe festivaluri de filmuri aiciana și tot am câștigat eu personal un premiu pentru cel mai bun actor de filmul ăsta. Anume pentru acest rol. Da. Cum în genere ai ajuns în America să studiezi la această școală prestigioasă de la Hollywood? De când eram mic îmi plăcea foarte tare să lucrez cu camerele și să fiu în fața la o cameră și tot mă uitam la multe filmuri și când mă uitam la filmuri vedeam cum actorii ăștia mă făceau să mă râd, ori mă făceau să mă emoționez și mă gândeam de ce nu pot să fiu ca și dânșii și să fac tot ce fac ei
și să facă altă lume să râdă ori să emoționeze și să simte rolul ceala. Și când am împlinit 18 ani, după ce am terminat școala, mă gândeam unde să mă duc să înveț. Și am găsit școala aici la Los Angeles și am adus la London și am făcut un casting. Și avem oportunitatea să mă duc la Madrid ori în Hollywood și am ales să mă duc la Hollywood să învăț de actor. Dar câți ani ai studiat actoria? Am studiat 2 ani. Tu ai o poveste foarte interesantă. Ai crescut în Spania, ulterior ai ajuns acolo la Hollywood. Cum a fost adaptarea? Grea pentru tine? A fost interesant să învăț aici la America, pentru că limba e diferită, lumea e diferită, dar a fost foarte bine, învățătorii au fost foarte buni. Am avut multe lecții de actorie cu camera, fără camera, am avut lecții pentru limba engleză, am avut lecții cum să vorbim în filmuri și a fost foarte bine, a fost tare informativ că să pot lucra, să pot să ies din școală și să lucrez în filmuri și seriale. Și așa visul de a fi actor a prins contur. Pavel a primit roluri în diferite producții cinematografice, unele fiind cu distribuție de lungă durată. Acum joc un serial, filmăm în fiecare lună, se cheamă Virgin Love Diaries. E acolo despre trei fete care ele sunt trei fete prietene și ele caută cum ar fi prieteni, caută cum se numește, iubiți? Sau? Da, iubiți, da, îi caută iubiți, da, și unul din iubiții ei, eu sunt unul din iubiții. Cât de des vii în Moldova? Ai aici rude, prieteni? Da, eu mă duc multe ori la Moldova, mă duc să văd familia în raionul Strășeni, satul Recea, acolo unde mă duc tot timpul și acolo trăiește toată familia mea. Primul lucru ce fac, mă duc să văd pe bunica. Eu am o bunică la Moldova și restul de ți am moș, am multă familie la Moldova. Și îmi place să mă duc să-i văd, să văd cum o duc cu viața și îmi place tot Moldova să vadă că cu toate visurile se poate de împlinit dacă ți-o pui dorința și lucrezi foarte tare că să ajungi acolo unde vrei. Și când vii acasă, cred că ești răsfățat cu tot felul de bucate tradiționale moldovenești. Da, asta foarte bine. Eu când m-am crescut, apoi noi am trăit în Spania, dar tot bucătărie moldovenească am avut acasă. Mâncarea cel mai bună care eu am mâncat e mâncarea moldovenească. Mie îmi place când mă duc la Moldova și mănânc mâncarea moldovenească, îmi place plăcinte, îmi place toate mâncările moldovenești. Cea mai bună mâncare, asta e mâncarea moldovenească. Ai dori ca în țară, aici în Moldova, să cunoască despre activitatea ta cât mai multă lume? În general, ce spui tu de obicei când ești întrebat? De unde ești? Din Spania sau din Moldova? Eu m-aș suport că eu sunt din Moldova, pentru că sângele-i moldovenesc, cum se zice. Vorbesc moldovenesc cu familia mea, noi de tipul de... Avem tradiție moldovenești, mă duc la Moldova. Pur și simplu m-am crescut în Spania și tot am o parte din mine care vorbește spaniolă și toți prietenii mei trăiesc în Spania, dar sângele. Și acum la ce lucrați? Am înțeles că ai un agent care te ajută? Da. Am acum dorință de face un film mai lung, poate să-l dea poate la sfârșitul anului, ori anul care vine să începem să-l facem, ca mai de Girl Scream, că trebuie un proces de scris, apoi e lung. Și de el lucrăm un proces de scris un film lung de o cea jumătate. Pentru acest lung metraj va fi nevoie de mai mulți bani de data aceasta. Trebuie să vă gândiți și la acest aspect. Agentul meu, apoi noi lucrăm împreună că să prezentăm filmul la producer și la director aici în Hollywood. În viitor îmi doresc să am puterea și sănătatea să pot face filmuri și să pot colabora și lucra cu directorii mei preferați, cum Quentin Tarantino, cu alții actori care sunt talentați și să pot face lucruri noi și inovative pentru America și pentru Moldova și pentru toate țările. Să știi că ne-am bucurat foarte mult când am aflat despre tine și vreau să-ți doresc mult succes în continuare, să dea Dumnezeu ca să aveți un scenariu bun pentru acest lung metraj, să vă reușească, să fie și unul interesant atât pentru public, dar cât și pentru specialiștii din cinematografie, să fie apreciat și, de ce nu, să urmeze o premieră și în Moldova. Numai decât.